noi aici! Salut! Numele meu este Anda și sper că astăzi o să fiu instructorul vostru de yoga. Dacă te simți bine și îți place clasa de astăzi și ești curios de mai multe clase, vei găsi pe canalul meu o varietate din care să alegi în funcție de nevoile și disponibilitatea voastră. Mai mult decât atât, pe Instagram postez tutoriale scurte de 50 minute în care ne antrenăm atât musculatura corpului cât și flexibilitatea acestuia și sunt perfecte pentru momentele acelea în care nu avem foarte mult timp la dispoziție, dar totuși ne-am dorit 10 minute în care să facem puțin sport sau puțină yoga. Clasa noastră de astăzi o să fie concentrată pe back bend și pe sănătatea coloanei vertebrale, motiv pentru care am să vă rog să fiți foarte conștienți de corpul vostru, de ceea ce vă spune corpul vostru. În fiecare postură, în parte, încercați să nu forțați, să-l ascultați și să nu împingeți până în punctul maxim doar pentru că vreți să vedeți dacă poate să ajungă până acolo sau nu. Dacă vreți să împingeți până în punctul maxim postura, duceți-vă atunci când vă simțiți confortabil și credeți că corpul vostru este pregătit. Nu vrem să forțăm, vrem să ne ascultăm corpul pentru că vrem să avem o experiență plăcută și nu una care se termine cu eventuale mici accidentări. Clasa este accesibilă oricărui nivel de dificultate, așa că acestea fiind spuse, hai pe salteluță! Începem clasa de astăzi în Child's Pose cu picioarele încorporate la marginea salteluței. Palmele sunt întinse, fruntea este pe sol, degetele sunt răsfirate și mă împing cu palmele astfel încât cezutul să-mi ajungă cât mai aproape de călcâie. Respir aici. Încerc să-mi detenționez zona inghinală. Pieptul. Omoplații. Mai rămân aici încă 10. 9. 8. 7. 6. 5, 4, 3, 2, 1. Pe următorul inspir, parcurg via în piept, îmi ridic șezutul de pe călcâie și vin cu trunchiul în față până când ajung în cobra. Îmi cobor complet pelvisul pe sol, împing bine în palme în doi coate. Inspir sus, expir, mă împing înapoi în spate. Inspir sus, expir, cobra, păstrez picioarele depărtate. Inspir sus, mă împing în palme, expir, mă duc înapoi în spate, pușez tot pe călcâie. Din nou, inspir sus, expir, cobra. Inspir sus, expir în spate. Continuăm pe 3. Doi. Nu forțez lombarul. Unu. Și rămân în baby cobra. Rămân cu pieptul ridicat de la sol, cu coatele îndoite, picioarele sunt perfect întinse, 3, 2, 1 și sus. Tabletop pose. Palmele sunt sub umeri și genunchii sunt sub șolduri. Vom face scapular push-ups, mai exact. O să ridic pieptul dintre brațe și o să-l cobor înspre sol, fără să mișc șoldurile sau zona lumbară. Zona lumbară rămâne fixă și mișc doar pieptul. Și inspir sus, mă împing bine în palme, îmi imaginez cum se desprind bine omoplații și îmi rotunjesc spatele. Expir, cobor, dar încerc să nu mișc capul. Capul rămâne fix. Inspir sus, expir, cobor. Continuăm încă 5. 4, 3, 2, 1.
cau. De data asta, introduc și mișcarea din lombar. Inspir, nasul sus, bărbia sus, noada se ridică, mă împing bine în palme. Expir, bărbia în piept, coastele cât mai aproape de shoulder, continui să mă împing în palme. Inspir, sus. Expir, cobor. Inspir, sus. Expir, cobor. Continuăm încă 5. Expir. 4. Expir. 3. Expir. 2. Expir. 1. Expir. Rămân cu bărbia în piept, cu spatele rotunjit și ceea ce voi face va fi să încep să fac cercuri cu pieptul. O să mă duc cu spatele rotunjit înspre dreapta. Când am ajuns acolo, încep să merg cu spatele. În momentul în care pieptul meu ajunge la mijloc, am spatele complet arcuit, mă duc înspre stânga și îmi rotunjez din nou spatele. 5 într-o direcție și 5 în cealaltă. Și 1. 2. O să-mi îndoi coatele în momentul în care am spatele arcuit. 3. 4. 5. Și schimb sensul. 5. Îmi mișc și capul odată cu pieptul. 4. 3. Pot să închid ochii dacă simt că am amețit. 2. 1. Și mă opresc pe centru. Puppy pose. Duc pandele puțin mai în față. Șoldurile rămân deasupra genunchilor. Nu mă duc cu fundul prea în spate. Puppy pose. Fruntea pe sol, dacă nu puteți să ajungeți până cu fruntea până pe sol, rămâneți în poziția în care vă simțiți confortabil, chiar dacă este aceasta. Dacă puteți să puneți fruntea pe sol, vă invit. Încercăm să pulsăm chiar și putem să așezăm chiar și vorbim pe sol și pulsăm ușor cu pieptul înspre podea. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 și ușor vin în față în Sphinx Pose. Îmi așez antebrațele pe sol. Picioarele sunt ușor deportate la marginea saltăluței sau perfect lipite, cum vă simțiți confortabil, aveți grijă de lumbarul vostru. Am să vă rog ca pe toată durata clasei să încercați să faceți backbend-ul din piept și mai mult, mai puțin din lumbar. Din lumbar nu vă bazați pe flexibilitatea lumbarului vostru în ceea ce privește posturile backbends. Trebuie să backbend-ul în primul rând vine din piept. Este o deschidere puternică a pieptului. Voi rămâneți în continuare în Sphinx Pose. Eu vă explic puțin despre backbends. Trebuie să ne deschidem pieptul și trebuie să ne întindem coloana în timp ce o arcuim. Nu să o compresăm la nivelul lombarului. Să nu este neapărat un lucru bun și nici nu ne ajută lombarul. Mai rămânem aici încă 5, 4, 3, 2, 1. Ne vom ridica într-un semi-plank. Mai exact, o să-mi ridic abdomenul, coapsele și șezutul de la sol. Voi rămâne sprijinit în genunchi, dar când mă ridic, nu mă duc în spate, ci rămân la același nivel și pe urmă cobor. Vom face asta de 5 ori. Controlat, mă ridic din forța abdomenului și hai, mă ridic cu spatele rotunjit, îmi bag pelvisul interior,
Expir, cobor. Inspir sus, doi. Expir, cobor. Inspir sus, trei. Expir, cobor. Controlat, mi încordez bine mușchii. Inspir sus, patru, mă împing bine în coate. Expir, cobor. Inspir sus, cinci și rămân acolo. Pentru încă 5, 4, 3, 2, 1, ușor, cobor. Îmi cobor și pieptul pe sol. Mă relaxez puțin aici, îmi sprijin capul în palme. Rămân aici pentru 3. 2, 1. Plasez palmele pe toată palma sau pe vârfuri, dacă puteți pe vârfurile degetelor. Pe vârfurile degetelor este minunat, dacă nu, pe toată palma. Plasez palma puțin mai în față, dacă vedeți. Nu este la nivelul umerilor, ci este mai degrabă la nivelul urechilor. Aici. O să mă ridic ușor. În seal pose și o să cobor cât de cursiv pot. Încercam mișcarea să nu fie absolut deloc forțată și să nu mă ridic până în punctul maxim, ci mai degrabă să încerc să detensionez încet, încet coloana. Hai, inspir sus, ne mișcăm și capul. Cobor cu bărbia paralelă cu solul și mă ridic cu bărbia în piept. Inspir sus, expir, cobor. Coatele sunt îndoite. Dacă nu pot să mă ridic până când mi se îndreaptă brațele, este în regulă. Mă ridic, mă simt confortabil. Și hai, încă 5. Expir. 4. Expir. 3. Expir. 2. Expir, 1 și rămân sus. Acum rămân în punctul maxim confortabil. Pot să-mi așez palmele pe sol, pot să mi le apropii dacă simt că îmi doresc mai multă tensiune. Aici nu pun presiune pe lombar, ci îmi deschid bine pieptul. Încerc să-mi ridic, să-mi imaginez cum îmi ridic din creștetul capului coloana. Mai rămân aici încă 3, 2, 1, child's pose. Rămân în child, câteva respirații, mă relaxez aici, sunt cu multă atenție la nivelul lombarului. Nivelul respirației. Îmi acord câteva momente de relaxare. Continui să respir încă 5, 4, 3, 2, 1, din nou în Sphinx pose. Am ajuns din nou în Sphinx, unde încercăm să mai rămânem câteva respirații. 3, 2, 1. Ne aducem brațul drept cumva pe diagonală, ridicăm piciorul stâng, prindem cu palma piciorul și încercăm să apăsăm de talpă înspre sol, ne tensionăm hip flexor, ne tensionăm mușchii coapsei. Rămânem aici, 5, deschid bine pieptul, mă împing în antebrațul care este pe sol, 4, 3, 2, 1 și schimb partea. Îmi pun brațul stâng pe diagonală, ridic piciorul drept, prind talpa dreaptă, deschid bine pieptul, mă împing în cotul stâng și respir aici, 5, 4,
3, 2, 1, eliberez. Brațele pe lângă corp. Fruntea ori pe sol, ori puțin ridicată de la sol, însă cu fața paralelă cu podeaua. Ceea ce voi face va fi să încep câteva forfecări cu picioarele. Tălpile sunt perfect întinse și încerca și picioarele să fie perfect întinse și încordate, la fel și fesieri. Pur și simplu forfecări. Și hai! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Rămân cu amândouă picioarele sus, ridic pieptul, ridic și brațele de pe sol și respir aici. 5, 4, 3, 2, 1. Chair pose. Palmele în dreptul pieptului, mă împing în spate, încerc. Din nou, atenția mea se duce asupra zonei pe care am lucrat-o, fie că este ea lombală, fie că sunt fesierii sau coapsele. Și am venit să respir aici încă 5, 4, 3, 2, 1, ușor sus. Putem să venim către mijlocul salteluței și să ne ridicăm șezutul de pe călcâie. Vom face un mic exercițiu, nu e chiar mic, dar nu o să facem foarte multe repetări, în care vrem să ne încordăm foarte bine toată zona abdominală, coapsele și fesierii. Vârfurile degetelor de la picioare sunt pe sol pentru mai multă stabilitate. Vreau să-mi încordez foarte bine pe fesierii, să-mi aduc pelvisul în față, să-mi blochez abdomenul, să-mi aduc coastele cât mai aproape de șolduri, întind brațele înainte și ceea ce voi face va fi să mă las pe spate și să revin de 5 ori. Nu mă duc cu fundul în spate, fundul rămâne strâns și mult în fața mea. 1, lent, controlat, mă duc cât de mult pe spate pot. 2, o să simțim tensiune în coapse. 3, 4, 5, rămân aici, 5, 4, 3, 2, 1, ușor sus și mă relaxez puțin. Cât timp vă relaxați, vă puteți uita la mine, pentru că aș vrea să vă explic următorul exercițiu. Aș putea să-l numesc camel waves, cumva, ceva de genul acesta. Este o pregătire pentru camel pose. Vârfurile degetelor de la picioare vor fi în santeluță, nu o vă odihniți și mă priviți. Degetele de la picioare sunt salteluță. O să mă sprijin cu palmele pe călcâie. Mă sprijin, voi începe cu mâna stângă, pe călcâiul stâng. Îmi aduc pieptul până în față, pe coapse, cu mâna dreaptă, vin din lateral, vin cu ea în față, mă duc cu ea înspre stânga. Când am ajuns înspre stânga, mă împing bine cu palma în genunchi, îmi ridic șoldurile, îmi deschid pieptul și îmi duc brațul drept pe spate. Vin înapoi tot prin stânga, îmi duc brațul drept în dreapta, prind călcâiul drept, în timp ce prind călcâiul drept, vin cu mâna stângă prin lateral și schimb mișcarea pe partea cealaltă. Și continui așa de 10 ori pe fiecare parte. În cazul în care aveți nevoie de puțin mai multă înălțime, vă invit să vă luați câte o cănămidă și
și să vă așezați la nivelul tălpilor și să vă folosiți de cărămidă ca suport. Ok? Suntem pregătiți să începem? Hopa sus și haideți să începem. Pe cărămizi sau pe călcâie? Începem cu mâna stângă sprijinită în călcâiul stâng. Inspir când sunt jos. Inspir. Încerc să expir aici. Inspir, revin pe centru, duc mâna dreaptă pe călcâiul drept. Cu mâna stângă vin prin față și prin dreapta. Încerc să expir aici. Inspir, din nou schimb. Din nou, schimb pe partea cealaltă. Haideți să încercăm să schimbăm sensul respirației. Inspir când mă ridic. Expir când cobor. Inspir când mă ridic. Expir când cobor. Inspir când mă ridic. Expir când cobor. Inspir sus. O să începem să facem mișcările din ce în ce mai rapide dacă vă sunt confortabile. Dacă nu, păstrați-vă ritmul propriu, ritmul în care vă simțiți cel mai bine. Expir când cobor. Inspir sus. Expir când cobor. Inspir sus. Expir. Inspir sus, câte una pe fiecare parte. Rămân puțin aici, încerc să expir. Să inspir. Expir, cobor și schimb partea. Inspir sus. Expirăm aici. Inspir. Expir și cobor. Și revenim pe centru, unde ne vom odihni puțin și ne vom pregăti de camel pose. Cum vă simțiți? Cum vi s-a părut mișcarea? Este posibil ca la început să nu vă prindeți foarte bine cum este cu mâinile, dar imaginați că formați un cerc cu palmele, cu brațele. Asta este mișcarea. Îl găsesc ca un exercițiu foarte, foarte bun și util pentru detensionarea spatelui și pregătitor pentru camel pose. Camel pose nu este neapărat o postură foarte ușoară și exercițiul ăsta ne ajută destul de mult. Hai în picioare. Din nou ne luăm cărămizile în dreptul nostru, dacă avem nevoie. Dacă nu, voi știți cât de departe veți să mergeți cu backbend-ul. Rămâneți pe călcâie sau întindeți tălpile. Haideți să începem mai întâi cu palmele dreptul pieptului. În Namaste Mudra. Strângem bine fesierii, băgăm pelvisul în față, șoldurile în față. Și încerc să las umerii să se ducă pe spate mai mult decât să încerc să încurbez lombarul. Din nou, pelvisul strâns, fundul în față și încerc să-mi las umerii să se ducă pe spate și privirea mea către tavan. Respir aici, 5, 4, 3, 2, 1, expir, ușor jos, spatele rotunjit. Respir aici, 3, 2, 1, inspir sus. De data aceasta, îmi plasez palmele cu degetele mari în interior, la nivelul lombarului. Strâng din nou fesierii, mă împing din nou cu apse, împing ușor în fesieri, fără să forțez, mai mult mă susțin, ridic privirea înspre tavan sau pot să o păstrez în față dacă mă simt mai confortabil așa și rămân aici, 5, 4, 3,
ușor, jos. Din nou ne odihnim, putem să ne așezăm puțin pe vârfuri, să ne rotunjim spatele, să simțim cum se detensionează lumbarul. Rămânem aici încă 3, 2, 1, din nou pe genunchi. Strângem fesierii, încercăm un camel pose complet. Strângem fesierii, împingem mult în față și încercăm să ne sprijinim pe cărcâie sau pe cărămizi. Din nou, nu forțați. Dacă nu aveți cărămizi, niște cutii de plastic funcționează destul de bine. Rămân aici. Sau aici. Sau aici, în funcție de cum vă simțiți confortabil. Acum începem. Hai, palmele în dreptul pieptului, strâmbine fesierii, întorc șoldurile în față, las mâna dreaptă să coboare pe cărcâiul drept, duc și mâna stângă pe cărcâiul stâng, mă împing bine cu șoldurile în față, îmi duc cât de mult pot pelvisul în față cu fesierul strâns, privirea în tavan, complet pe spate sau în față. Voi să nu faceți ce am făcut eu, să nu vă ridicați din spate în față în poziția aceasta. Rămânem aici, deschidem bine, bine, bine pieptul, încercăm să lipim omoplații. 5, 4, 3, 2, 1, aduc o palmă, aduc și cealaltă și capul, revine ultimul și mă așez direct în child. Îmi rotunjez bine lumbarul, mă relaxez aici, atenția este la nivelul lumbarului, la respirație, la nivelul pieptului. Rămân încă 5, 4, 3, 2, 1. Ușor sus. În funcție de cum vă simțiți lombarul, puteți să mai încercați încă o dată camel pose. Dacă vă simțiți confortabil și vreți puțin mai mult, puteți să vă duceți în forma lui maximă. Mai exact, să puneți stâlpile pe sol, să împingeți bine șoldurile în față și să lăsați capul complet pe spate. Puteți să mai rămâneți aici, câteva respirații, să deschideți bine pieptul, să simțiți deschiderea din piept și curbura spinării. În cazul în care a fost suficient, haideți să ne așezăm pe spate. Cu genunchii la piept. O să respirăm puțin aici. În cazul în care sunteți în camel pose, puteți oricând să reveniți pe saltăluță. Ne așezăm pe spate, cu genunchii îndoiți. La piept. Ochii închiși. Rămânem aici 5 respirații. 5, 4, 3, 2, 1. Plasăm palmele pe genunchi și începem să rotim genunchii, să facem cercuri cu ei de la nivelul abdomenului în lateral, în fața noastră și înapoi la centru. Noi să respir, o să păstrez ochii închiși, îmi masez bine lumbarul de sol, schimb sensul,
Atenția este la nivelul respirației, a corpului. Rămân cu genunchii strânși la piept. Mă apropii de sfârșitul clasei. Pot să mă leg în ușor stânga-dreapta, astfel încât să mă asez bine lumbarul. Încerc să fiu atent la senzațiile pe care le am în corp. Pe următorul inspir, mă ridic în șezut, îmi păstrez ochii închiși, mă ridic într-o postură de meditație, adică în șezut, cu picioarele încrucișate, palmele în dreptul pieptului, namaste mudra. Frec bine, bine, bine palmele până sunt căldură. Le plasez la nivelul feței. Continui să mișc palmele, creștetul capului, ceafă, gât, umeri, piept, abdomen, picioare, brațe. Și revin în namaste mudra. Bălia este puțin în interior și atunci când mă simt pregătit, pot deschide ochii. Namaste! Aceasta a fost clasa noastră de astăzi, yogis. Sper că vă simțiți bine, sper că ați avut grijă de lumbarul vostru, nu l-ați forțat, l-ați ascultat și am lucrat pentru a-l face mai puternic, mai flexibil și, bineînțeles, mai sănătos. Eu sper sincer să vă revăd și data viitoare din nou pe Salteluță. Până atunci, nu uitați de like, subscribe și un follow pe Instagram în cazul în care vreți să mă susțineți sau să urmăriți mai mult conținut de yoga. Sper să aveți un weekend minunat, o zi super frumoasă și ne revedem data viitoare. Pa!